ne-ați revenit la mobilisimo.ro. Astăzi vă prezentăm o aplicație încă o dată legată de sport. La Asus Platform ați văzut două aplicații pentru Euro 2012, astăzi două aplicații pentru Jocurile Olimpice de la Londra. Aceasta este aplicația echipei Jocurile Olimpice al Statelor Unite. Observați subiecte principale, aici avem un cont de Twitter al unui atlet, foarte interesant de urmărit, și tot felul de subiecte principale. Să vedem meniul aplicației. Iată, avem știri, secțiunile sportive, echipa, programul evenimentelor, hai să-l vedem. Este vorba de probele olimpice și paralimpice, cu datele lor, unde au loc. Hai să trecem și la... Există și o zonă de featured, aceasta este interfața principală. Iată și pagina echipei. Aceasta este echipa de fotbal feminin a Statelor Unite. Și aici aveți câteva știri în partea dreaptă și hai să dăm click pe una dintre jucătoarele de fotbal. Dacă nu s-ar încărca atât de greu anumite secțiuni ale aplicației, ea ar fi una excelentă, măcar este gratuită, o găsiți în Google Play Store. Ar fi drăguță și o aplicație pentru Jocurile Olimpice cu același design. Iată biografia acestei jucătoare de soccer, cum o numesc americanii. Aveți și o zonă de sport în care vedeți absolut toate sporturile de la Olimpiade și... și competiția paralimpică. Hai să vedem echipa de not. Durează destul de mult să încarce și aici. Iată aici încă un set de știri și detalii despre acest notător. Aici aveți contul său de Facebook, aici de Twitter, contul general al echipei de not. Hai să vedem și altele. Există chiar și un magazin. Iată și echipa oficială de atleți calificați la Olimpiadă. Aveți și opțiunea de a căuta un atlet și aveți două secțiuni, olimpic și paralimpic. Dați click pe fiecare dintre acești sportivi, aflați mai multe informații despre ei. Și nu este din cauza conexiunii această încărcare, pur și simplu așa este făcută aplicația. Zilele trecute și-a făcut un update de 8 mega, înainte se mișca chiar mai greu de atât, dacă vă vine să credeți. În fine, aveți o aplicație care vă ține la curent cu Olimpiada de la Londra și cu biografiile olimpicilor și cu știrile de acolo. Acum să vă arăt cealaltă aplicație, se numește pur și simplu Olympics și îmi va cere să întorc tableta în format portrait de această dată. Observați, ni se arată câte zile au mai rămas și câte ore și minute până la Olimpiadele din 2012. Apoi avem și un program al Olimpiadelor. Este o aplicație mai degrabă pentru telefon, de aceea este afișată astfel. Hai să alegem box și ni se va afișa programul complet de evenimente sportive de box. Avem câteva în iulie, se pare, și câteva care se întind până în august, câteva semifinale. Alegem și țările care participă. Iată-le. Cam toate țările mari ale lumii. Hai să intrăm în România, să vedem ce scrie în dreptul nostru. Iată numărul de medalii. Avem 86 de aur, 89 de argint, 117 de bronz. Este o descriere generală a echipei noastre, câte medalii pe cap de locuitor și detalii despre imnul României. Am văzut secțiunea țări, trecem la zona de medalii, fiecare țară cu medaliile în dreptul ei, hai să vedem Azerbaijan. Sunt curios dacă scrie și la ce competiții sunt obținute medaliile, se pare că nu. Și apoi avem zona de fun. Aici puteți selecta atletul preferat, iată-l pe Usain Bolt. Și câteva poze personale de ale lui, se pare. Iată și pe Nadia Comăneci. L-avem și pe Roger Federer. Și olimpici legendari. Iată și pe Steffi Graf, cu o scurtă istorie despre ea. După cum am spus, aplicația este mai degrabă pentru un telefon decât pentru o tabletă, de aceea are acest layout ciudat. Avem și o zonă Interesting Facts, că vor fi 550.000 de spectatori pe zi, 93% dintre locurile de antrenament sunt la 30 de minute de saturile alergătorilor dintr-o anumită țară. Deci cam asta e tot ce trebuie să aflați despre Olimpiade, Olimpic 2012.
Aceasta este aplicația și sper să lanseze și una cu interfață mai bună, eventual produsă de către niște developeri englezi, dacă tot are loc la Londra această competiție. Cam asta a fost review-ul Mobilissimo pentru două aplicații pentru pasionații de olimpiadă și sporturi. La revedere!